Salutare, prieteni ai grădinii exotice. Aici avem un kiwi sai pus anul trecut. Am pus mai multe fire, dar doar ăsta a supraviețuit. Și avem surpriza, plăcuta surpriză, să descoperim că avem și un fruct. Este destul de mic. Această specie de kiwi este foarte rezistentă la îngheț. Îi se mai spune și hardy kiwi. Ajunge, adică rezistă și până la o temperatură de minus 25 de grade. Și fructele sunt mult mai mici ca cele tradiționale pe care le știți. Și sunt fără puf acela, se mănâncă cu totul. Sunt ca niște prunișoare. Nu are niciun fel de puf. Când este matură, face câteva kilograme pe tufă, 5-6 kilograme în buchețele de acestea mici. Ea o să mai crească un pic față de cum e acum, când ajunge la maturitate. Se maturează aproape de luna septembrie. Sunt mult mai gustoase ca cele tradiționale și nu mai trebuie curățate. Diferă și frunza, la fel nu are puf, este mai lucioasă față de cea tradițională pe care o avem lângă, kiwi geni, parcă se numește asta, e tradițională, momentan nu a făcut fructe, are frunza mult mai pufoasă. Aceasta este isai, hardy kiwi. O să mai cumpărăm câteva fire. Nu are nevoie de polinizator, după cum vedeți, a fructificat deja. Sperăm să îi mai dea creșteri noi, să o putem lega de pergolă sus. Aici la pergolă am pus niște belciugele. Fructele sunt foarte dulci, mult mai dulci ca cele tradiționale și o cantitate mai mare de vitamina C. Bine, prieteni, să ne auzim cu bine data viitoare, toate cele bune vă doresc!